Vești bune pentru cei care vor să cumpere vechime în muncă. Ministerul Muncii scoate la vânzare ani pentru pensie. Astfel, potrivit noii legislații, un român care se află deja în câmpul muncii are dreptul de a-și cumpăra anii de pensie, dar nu mai mult de 6. Începând cu data de 28 septembrie 2020, în urma intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 163, persoanele interesate să își cumpere vechime pentru perioade retroactive de 6 ani au această posibilitate prin încheierea unui contract de asigurare cu Casa Județeană de Pensii Buzău. Acest contract de asigurare poate fi încheiat de persoanele care nu au calitatea de pensionari, care au împlinit vârsta de 18 ani, încheierea acestui contract de asigurare efectuându-se doar în vederea pensionării la pensie de limită de vârstă. Deci această vechime ce poate fi achitată sau dobândită pentru perioade anterioare nu poate fi utilizată în vederea pensionării la pensie de invaliditate. Așadar, dacă vrei să te pensionezi și îți mai trebuie până la 6 ani de vechime în câmpul muncii, îi poți cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună, raportat la cel puțin salariul minim din perioada respectivă. Cei 6 ani nu trebuie să fie consecutiv, ci la alegere. Valoarea contribuției este de 558 de lei pe lună, iar plata se poate face în rate. Termenul este destul de scurt, până la 31 august 2021, iar dacă cineva dorește să cumpere vechimea pe toți cei 6 ani permiși de lege, ar trebui să plătească în jur de 40.000 de lei.